cu o mașiniță. Bună ziua și vă poftim cu noi împreună, stați la masă, bună ziua! Onorată să vin să vă văd, să vă cunosc și să-i felicit pe minunații părinți Constantin și Ana. Unde sunteți? Vă rog, nunt. Așa, este Constantin și Ana unde? Anișoara. E la fetiță, așa? Așa, o așteptăm pe Ana. Vinem cu aplauze, vă rog eu mult! Ceva nume tare importante, vreau să-i invit pe toți și după asta vă dau toate darurile, fiindcă avem multe. Invit aici, deci așa, Nanu Oleg. Unde-i Nanu Oleg? Vin, te rog, așa tăți, aici suntem de la început. Pe Artiom îl invit la fel. Unde-i Artiom? Dar Mia este, doarme sau unde Mia? Așa, e acolo. Și Artiom. Nana Lena. Unde-i Nana Lena? Așa, vă rog frumos aici, că am și pentru dumneavoastră câte ceva. Străbunica Claudia. Ia, ei! Așa, aplauze pentru străbunica. Bravo, doamne, tot de tânără frumoasă, nu-i străbunică, dar e bunic în toată legea, dar bravo, deja e străbunic cu actele regulă. Cu scrala. Așa. Angelina și Ionela. Așa, mai întâi începem cu acest coș bogat, frumos de flori, cu flori diferite pentru mămica, pentru anișoara care a dat viață la acești doi copii minunați. Aplauze pentru ea și acest coș frumos. E foarte greu, păi să-l ajute. Și pentru tata, unde e băutura? Așa, în biciclete, așa, e tot împreună, pentru tata și pentru Constantin. Așa, stai că mă pune sunt unde? Unde? Sunt două șampanii, băieți, vă rog frumos, haideți, ajutați. Unde-s băieți care m-au ajutat? Așa. Vă spun, dacă sunt multe cadouri, pierdem... Da. Țineți-mă mai pe una. Așa, mulți îngrăiați, pentru cădicul. Știm că v-ați adunat aici cu ocazia încreștinării micuței noastre Mia. Avem pentru ea un dar deosebit, special, frumos, o bicicletă și când va crește fata mare, bicicletă și cărucior tot împreună. Aplauze pentru Mia, acest cadou minunat! Așa? Să-i copșep și eu, Iacole. Pentru Mia. Mai este acolo o bicicletă și ea, cum credeți, pentru cine este? Pentru Artiom! Haideți, nu-l supărăm nici pe el, să nu-l supărăm și să-i aducem și lui. O bicicletă frumoasă, e, asta-i cu viteză, e, uite, mă, ești pe mine. Vezi, Artiom, asta-i pentru tine. Aplauze! Artiom, e cadoul tău! Așa, stați că noi toți. Deci așa, îmi să rog să mă ajuți. Dă să te ajut cu sticla și el. Eu are emoții și eu toți. Așa, câte o floare, vă rog frumos, câte o floricică. Pentru Nana Lena, vă rog frumos, așa, eu, hai eu, așa, cu aplauze, bravo Nana, Nana Lena. Așa, pentru străbunica, aplauze și pentru străbunica mai avem ceva, unei coșuri. Vedeți câte cadouri m-am pierd și eu. Deci străbunica mi-a șoptit o păsărică că ați fost omageat pe 8 iulie, drept? Aplauze pentru bunica, străbunica! Pentru dumneavoastră acest coș bogat cu fructe. E ca și nepoțele știu ce să fac. Știu, așa. Și pentru cuscra Ala. Uitați-vă ce orhidee frumoasă, la fel cu aplauze. Și doamna Lena, așa? Unii doamna Lena? Am dat. A, așa, înseamnă că am dat încă nu am pui. Dar bunica Clava unde?
aș. Păi, sora, care, arătați-ne, vă rog. Sora Luda. Și dumneavoastră sunteți aici, vă rog mult. Da, și dumneavoastră. Și un salut mare din departare. O atenție, vă iubește mult și vă duce dorul. Așa, stați mai avem, să nu ne rătășim cu totul. Șampania slavă pentru cine? Pentru Nanu Oleg, aplauze, Nanu. Așa, Nanu. Hai, ne-au mai rămas păpșelile și ne-au mai murit cu tot. Uitați-vă, dar păi răspundere aici mare, ia ca păpșele pentru păpșele. Deci spun numele pentru Angelina și pentru Ionela, câte păpșică frumoasă. Uite, pentru tine, draga mea. Și pentru tine. Iată, așa, vai, gata. Ne-am luat de-o grijă, dar păi răspundere. Și poezia, de fapt, cel mai mare cadou. V-am scris o poezie, dragii mei, și am să rog, stimați muzicanți, să puneți o melodie așa mai melancolică. Fiindcă v-am scris un mesaj de felicitare din depărtare, eu cred că deja vă dați seama cine m-a adus aici cu așa multe cadouri. Cine lipsește? Cine lipsește? Mama lipsește, mama voastră și bunica copilașilor voștri, așa? Și v-am scris un mesaj de felicitare. Iată, este și mamica cu voi online. Vă felicit cu ocazia acestei zile fericite și luminoase pentru voi. Astăzi a fost botezată mie, nepoțica, mare bucurie pentru noi. Bunica din suflet vă dorește ca drumul vieții să îi fie plin de fericire multă, multă și bunătate pe deplin. În calea ei să întâlnească doar oameni buni și de tot răul Dumnezeu să o păzească, să-i fie alături la tot greul. Îi doresc prințesei ca viața să-i fie senină, precum e cerul de vară, iar calea cu petale de trandafir plină, sănătatea cum e natura în primăvară. Bunelul Igor îi dorește tot ce-i mai bun pe lume, mult noroc și fericire, iar părinților doar gânduri bune să aveți multă iubire. Să aveți o viață fericită alături de micuța voastră, să fie sănătoasă și iubită de toată familia noastră. Să știți că odată cu botezul, mia noastră va avea înger păzitor tot timpul și de rău o va proteja. De astăzi a început călătoria ei în viață, lângă părinți, ce foarte mândri sunt de fetița lor isteață. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă arate drumul drept, tot timpul să vă protejeze de necaz și în succes. Sănătate multă, multă, încă o dată vă doresc. Bunica și bunelul pe toți vă cuprinde, foarte tare vă iubesc. Dragii noștri copii, vă dorim tuturor sănătate, bucurie, realizări pe toate planurile. Micuței mie îi dorim o viață lină, fără supărări, cu mii de realizări, să fie mereu protejată, îndrumată și iubită de părinți. Și toți cei ce o cunosc, să-i dorească mulți, mulți ani înainte. Felicitări cu Sfântul Botez a nepoțicăi Mia. Așa, aplauze, hai dați-i balonul băiecului, așa, aplauze, no. Hai, nu plânge. Nu plânge pe un iau. Eu, da. Aplauze din partea bunelului Igor, bunica Tatiana și blănoșul Vasile și Dumitru. Din Sankt Petersburg vine acest mesaj de felicitare. Aplauze pentru ei. Cu multe cadouri din depărtare, un mesaj. Și mai e, stai că nu uitat, eu v-am spus plină cu cadouri am venit. Așa, poți să-l iei el în brață un pic așa și el la tata se va liniște, așa? El vrea deja bicicletă, eu am înțeles. De ce să aștepte atâta? Încă un cadou aici, un cadou bănesc. Suma nu spune. Hai, spune. 600. 600 de ce? De oraș, de iepuraș. Pentru părinții noștri din partea așa buneilor dragi și toți cei la care vine surpriza. Aplauze! La mulți ani să ne trăiască, sănătoși, voioși, fericiți, împliniți și multe, multe realizări frumoase și bravo și vouă oaspeților care ați venit. Cu mătri, așa ești cu mătri, tăți, eu îngheșit? Așa, acum își văd eu cu mătri cum dansează, eu stați, eu ajung și la voi. Acum vă ofer cuvânt. Cine dintre voi dorește să-i mulțumească?